Putem începe? Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei! Mulțumim că ați venit astăzi aici, la manifestația organizației de tineret PAS. Noi am venit astăzi pentru a vorbi de niște elemente extrem de triste pentru Republica Moldova. În Republica Moldova, în ultimii 4 ani, au plecat peste 150.000 de tineri din țară. Au plecat mii de medici din sistem, au plecat mii de profesori din sistem, sute de profesori din sistem. Avem sute de întreprinderi care se ciocnesc zilnic cu dificultăți în a opera și vorbim nu doar de perioada de criză, evident, în perioada de criză lucrurile s-au înrăutățit. Mii de muncitori nu au primit niciun fel de suport pentru șomajul forțat în care s-au pomenit. Mii de persoane s-au pomenit într-o situație în care trebuie să fac față unor crize, unor provocări economice majore. Iar pe de altă parte avem un președinte care de 4 ani de zile, fiind în oficiu, nu a făcut nimic pentru locuri de muncă decente. Nu a făcut nimic pentru securitate economică a cetățenilor acestei țări. Nu a făcut nimic decât vacanțe luxoase, decât irresponsabilitate, decât populism ieftin, decât o abordare selectivă față de agenții economici care sunt lui loiali. Și aceste lucruri nu merită nimic mai mult decât un simplu lucru, decât o simplă caracterizare. Faptul că Igor Dodon a fost un președinte leneș, un președinte care nu s-a preocupat de bunăstarea propriului popor. Respectiv, după cât dumnealui îi plac foarte mult ordinele fastoase și îi place chestiile pompoase, noi am decis astăzi să-i transmitem din partea cetățenilor un ordin pe care el îl merită, anume Ordinul Gloria Lenii. Acest ordin este o manifestație simbolică a faptului că lenea dumnealui a făcut ca oamenii din această țară să plece, ca familiile să fie dezbinate și distanțate, ca oamenii și muncitorii să fie forțați să plece pe hotare sau să lucreze în condiții și salarii rele. Respectiv, în spatele nostru puteți vedea nu doar acest ordin glorios, dar și domeniile din care pleacă muncitorii, în care muncitorii și angajații au provocări enorme, în care micul business are provocări enorme, majore, și care efectiv influențează calitatea vieții în Republica Moldova. Mulțumesc mult, Adrian. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, cum spunea și colegul, suntem în fața unei crize economice majore, cea mai gravă criză economică din 2009 încoace. Și doar din datele oficiale, peste 30.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. O treime din întreprinderi riscă să falimenteze și sute de mii de oameni nu pot să-și plătească ratele la credit. În alte țări, guvernele, în timpul acestei crize, au luat măsuri fără precedent, măsuri urgente pentru susținerea populației. Eu să menționez câteva măsuri care au fost luate în țările europene. Aici aș menționa faptul că au plătit parțial salariul, 70% sau chiar 80% din salariu, pentru angajații care și-au pierdut temporar locurile de muncă din cauza restricțiilor. A fost create fondul de garantare a creditelor, pentru ca întreprinderile să poată supraviețui. Doar în România a fost creat un fond de 60 de miliarde de lei și peste 50.000 de companii au beneficiat de acest fond. De asemenea, s-au amânat plățile la credite. În schimb, în Republica Moldova, de fapt, Moldova pare a fi unica țară din Europa în care nu s-a întreprins nimic, nu s-a oferit niciun ajutor real pentru economie, pentru oamenii de afaceri, pentru locurile de muncă. Dimpotrivă, guvernul Dodon Chicu a fost mai mult pe la anunți, prin vacanțe, prin Turcia, prin Cipru, pe la sanatoriu la care a cheltuit sute de mii de lei. Din păcate, această criză ne-a prins având la guvernare cei mai leneși și cei mai incompetenți prim-ministru, mă refer la Chicu și președinte Dodon. Noi, cei de la PAS, în frunte cu Maia Sandu, încă din aprilie am venit cu un plan anticriză în toate domeniile și inclusiv în domeniul economic. Noi am propus foarte multe măsuri, printre care plata salariilor în proporție de 75% pentru angajații care și-au pierdut temporar locurile de muncă.
Noi am propus crearea unui fond de garantare de 2 miliarde de lei pentru ca întreprinderile să poată primi finanțare și să nu falimenteze. Am propus amânarea ratelor la credit și a plăților aferente pentru cei care și-au pierdut veniturile, un proiect de lege propus de colegul meu, Dan Perciun. Am propus TVA zero în agricultură. Am sugerat sau am venit cu o inițiativă legislativă de a reduce birocrația pentru mici întreprinzători, pentru că aceștia să poată lucra mai ușor. Din păcate, aceste măsuri nu au fost acceptate de către majoritate, chiar dacă ei se lăudau că au sau aveau la un moment dat 11 miliarde de lei în cont, în conturile Ministerului Finanțelor. Ce propunem noi? Sigur, situația economiei este dezastruoasă, dar asta nu înseamnă că economia încă nu poate fi ajutată. Încă mai putem lua măsuri pentru ca economia să poată funcționa și ca locurile de muncă să fie menținute. Dar e nevoie pentru asta de un președinte și de un guvern responsabil care să înțeleagă că fără întreprinderi, fără a ajuta întreprinderile, noi nu putem salva locurile de muncă și dacă nu avem locuri de muncă, lumea va continua să plece. În această campanie, Maia Sandu a anunțat 5 obiective naționale și săptămâna aceasta a venit cu, a anunțat sau a detaliat un obiectiv național de crearea locurilor de muncă bine plătite acasă. Acest obiectiv va putea fi realizat prin următoarele acțiuni: prin oprirea presiunilor asupra întreprinderilor, prin oprirea controalelor abuzive, a hărțuirii întreprinderilor mici și mijlocii. Doar dacă lăsăm agenții economici să lucreze, ei vor putea să creeze locurile de muncă. De fapt, când mergem prin țară și vorbim cu antreprenori, ei ne spun că în perioada în care Maia Sandu a fost prim-ministru, abuzurile din partea instituțiilor de stat și hărțuielile s-au oprit în mare parte. De asemenea, trebuie să oprim schemele de corupție și a monopolurilor care încurcă mici întreprinzători și care încurcă oamenii de afaceri să lucreze. Maia Sandu a demonstrat când a fost prim-ministru că a oprit contrabanda cu țigări din regiunea transnistreană, a oprit schemele din domeniul de pe piața nucilor și a oprit monopolurile acolo. De asemenea, acest obiectiv poate fi realizat prin simplificarea regulilor și legislației care ține de domeniul economiei. Cu cât mai simple vor fi legile, cu atât mai ușor vor fi pentru oameni de afaceri să facă business și va fi mai ușor pentru alți tineri să creeze o afacere. De asemenea, e nevoie de acces la credite mai ieftine pentru întreprinderi, iar asta se face prin acces la finanțare, la credite din partea Uniunii Europene, la granturi. Iar pentru asta, desigur, e nevoie de un președinte care să fie respectat în Uniunea Europeană. E nevoie să sprijinim deschiderea întreprinderilor de prelucrare a producției agricole în raioane, pentru ca mai multe locuri de muncă să apară în orașele și satele noastre și pentru ca fermierii să aibă unde să-și vândă producția. De asemenea, acest obiectiv va fi realizat prin atragerea din străinătate a companiilor și întreprinderilor serioase care să creeze aici, acasă, locuri de muncă. Și acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui președinte ca Maia Sandu, care este respectat în toată lumea și care prin reputație, prin abilității de negociere va putea aduce aceste investiții acasă. De asemenea, obiectivul va putea fi realizat dacă obținem cote mai mari de export în Europa pentru producătorii noștri. Și datorită relațiilor bune în Uniunea Europeană pe care le are Maia Sandu, aceste cote de export vor putea fi mărite. Asta s-a demonstrat și cât a fost Maia Sandu prim-ministru când au fost mărite cotele la export pentru mai multe produse alimentare. Odată ce putem vinde mai mult în afară, întreprinderile noastre vor avea mai mult venituri și vor putea angaja mai mulți oameni. Și în ultimul rând, locuri de muncă înseamnă să susținem familiile cu copii, ca ele să rămână acasă. Familiile au nevoie de ajutor și noi ne propunem să susținem familiile cu copii prin reducerea impozitelor plătite din salariu. Iar astfel, familiile vor putea avea câte 2000 de lei în plus pentru fiecare copil. Economia poate fi pusă în picioare. Însă doar dacă avem în frunte un președinte care înțelege economia, care înțelege cât de important este să susținem agenții economici, un președinte care poate lupta cu monopolurile, un președinte care poate aduce investiții aici acasă,
care poate simplifica regulile pentru oameni de afaceri. Însă pentru ca să avem un astfel de președinte și să avem astfel de conducători, trebuie să ieșim la vot. Să ieșim la vot pe 1 noiembrie și să votăm Maia Sandu. Îndemn pe toți cei care vor să fie, să se simtă în siguranță acasă, să știe că au un loc de muncă aici. Îndemn pe toți antreprenorii și oamenii de afaceri care vor să rămână aici în țară și să investească, să voteze un președinte ca Maia Sandu, care va fi alături de ei. Vă mulțumim! Acum, noi vom merge în partea laterală a președinției și vom lăsa această ordin Gloria Lenii pentru președintele Dodon. Eu, în calitate de deputat, desigur voi avea acces, pentru că îmi permite legea, dar o să încercăm să trecem și cu presa, așa că vă invităm să mergeți cu noi în partea laterală a președinției. Da. Doamne, intrare. Aici, da? Trebuie o intrare aici, la strada. Nu era pe acolo. Unde? Acolo, da? Aici unde e ghirea ta. Aha. Iată cum. Da, dar nu... Nu, aici nu e. Da, unde e intrare? Iată, vedeți? Vrei să lași un mesaj la președinte și nu poți să intri. Nimeni nu știe cum poți să intri la domnul președinte. Ia să vedem, să încercăm norocul aici. Da, de tine am microfonul. Da. Alo. Bună ziua. Da, bună ziua. Eu mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlament. Am venit aici la dumneavoastră la intrare să las o scrisoare pentru domnul președinte Dodon. Dacă pot să intru. Pot să intru, da? O clipă, vă rog. Da, unde? Da. A, deci e deschis? A, așa? A, ok. Aha, hai, Adrian, tu intri. Intrați, oricum. Ok. Dumnezeu, era deschis, îmi cer scuze. Vrem să lăsăm acest diplom al domnului președinte. Vreau să intru și să las încolo. Sala de audiență și petiții, sfatul seara 53. Încă o dată? Sala de audiență și petiție. Uitați-vă, eu am acces în orice instituție publică și vreau să las anume aici la președinte. Păi cum să las? Poftim? Acolo să las, la sala de audiență și petiție. Domnul, încă o dată, vă repet, conform legii privind statutul deputatului în Parlament, eu am acces în orice instituție publică. Ori mergem acum, ori chemăm, nu știu. Eu azi intru, acum înțelegi, aici. Nu mă duc încolo, mă duc aici să las diploma. Vă rugăm să rezolvăm asta rapid, să lăsăm mesajul și ne-am văzut de treabă. Eu vă explic o dată ce spune legea. Dacă dumneavoastră vreți să încălcați legea, nu aveți decât chem poliția și o să fie și încălcat și avem și proces verbal și amendă. Să vă arăt ce spune legea. Haideți, vă rog, să intrăm aici și gata. Și dacă e posibil, să mergem și cu presa. Bună ziua! Bună ziua! Deci eu vreau să les acest mesaj la domnul președinte. Eu sunt deputat în Parlament. Domnul, eu am acces în orice instituție de stat, să vă arăt legea. Sala de audiență, poftiți. Domnul, eu pur și simplu o să intru. Și atât, nu o să vă mai întreb. Dar cui ți se transmite asta? Domnul președinte! Eu vă spun, sala de audiență, frumos, vă duceți
Lăsați. Domnul, haideți că eu intru, că eu nu am cine. Unde sunt trebuie dumneavoastră? Eu sunt deputat în Parlament. Cum trebuie să lăsați dumneavoastră acum? La domnul președinte, la intrare acolo. Să vină un consilier și să-i lăsa asta. Nu e nimeni de consilier acum. Eu vreau să... Domnul, dumneavoastră glumiți? Dar vreau să chem poliția aici. Așteptați un pic. Vreți să chem poliția aici? Cine concret vă trebuie ca să lăsați? Eu vreau să lăs acest ordin domnului Dodon. Eu sunt deputat în Parlament și am acces în orice instituție publică. Da, sunteți deputat, vă cunoaștem foarte bine. Exact. Și atunci eu, dacă știți legea, eu intru acum în instituție de stat. Nu, concret vreți să transmiteți? Eu vreau să las la intrare. La intrare cui anume transmiteți? Domnul, este sala de audiență, vă rugăm frumos. Deci, lăsați sala de audiență. Presa? Presa, poate nu se poate intra presa. Ok, haideți să iniți așa. Eu o să intru acum. Vă rog frumos. Puteți vedea că într-o instituție care ar trebui să fie public, care ar trebui să fie deschis cetățenilor, care ar trebui să fie un simbol al comunicării cu cetățenii și a legăturilor cu cetățenii, însă și accesul pentru persoanele cu imunitate, pentru deputații aleși din popor, este unul complicat, restricționat, este cu îmbrânceli și este cu abuzuri din partea reprezentanților președinței. Un lucru extrem de trist. Sperăm că domnul Radu Marian va reuși și sunt sigur că va reuși. Pentru toți cei care ne privesc, pagina lui Radu Marian probabil va apărea în curând un live de pe device-urile lui și el va încerca să facă un live să vedem care este situația înăuntru președinței. Am mers înăuntru, am discutat cu angajații președinției. În partea cealaltă instituție ne așteaptă reprezentant de la președinte și o să-i lăsăm diploma acolo. Cam asta ar fi. Vă invităm să urmăriți în continuare și încă o dată îndemnăm pe toți să iasă la vot pe 1 noiembrie și să voteze Maia Sandu. E vremea oamenilor buni. Vă mulțumim mult!